Salutare băieți și bine ați venit la ultimul episod de pe Alaska alături de Florin. Salutare Florin! Salutare băieți! În ultimele episoade am avut nevoie de ajutor, băieți, a apărut și Ionuț, a apărut și Florin, pentru că au fost misiuni de anduranță, nu pot să zic grele, de anduranță, pentru că ar fi trebuit să le filmăm cu speed up, să refac aceleași trasee de mai multe ori și e mai bine că au venit aici băieții, Ionuț, Florin, și ne mulțumim frumos. Astăzi, băieți, facem finalul Enterprise Order Master Supreme. Eu mă ocup de cargo containere, două cargo containere pe care le-am luat tocmai din port de pe Northport și trebuie să le ducem pe White Valley. Primul trebuie să lăsăm în Oil Rig Service Site și ultimul în aerodrom, deci trebuie să trecem două mape, băieți, ca să ajungem până acolo. Și acum am aflat și eu de ce am avut nevoie de getaway-ul ăsta, practic, spre Northport, pentru că altfel ar trebui să mergem mult prea mult. Iar Florin o să se ocupe de concrete slab-uri. E la Warehouse, Florin, la Mountain River, pe Warehouse, acolo unde am încărcat noi și data trecută. Și din punctul meu de vedere a greșit traseul, Florin. Da. De ce te-ai dus pe acolo? A greșit traseul, da. Florin. Eu credeam că mă aștept până începe, termin eu intro, dar Florin s-a dus înainte și a greșit traseul. El trebuia să coboare pe aici, băi, să vină pe la pod. Și avea și pecul aici, se alimenta și doar urca pe asfalt. S-a complicat și a complicat puțin existența, mai ales că e cu deriul ăla urâtul care nu virează. Că n-a întors cum trebuie, nemernicul ăsta. Acum o să duc, o să facă puțin ocol, sperăm să-i ajungă motorina până pe White Valley, oricum el se duce până pe Factory, parcă la Factory trebuie să ajungă. Hai să nu mai lăsăm vorbărea, băieți, să conducem și noi, că noi n-am condus până acum deloc, Florin conduce. Să dăm drumul, traseul nu e greu, dar e foarte, foarte lung traseul. Hai să pornim și farurile. Băieți, este ultimul episod pe Alaska și sincer așa îmi pare rău când termin câte o regiune din asta, pentru că m-am obișnuit cu ea. Mă simt ca acasă aici pe Alaska acum. Știu fiecare colțișor, fiecare drumuleț, știu unde mi-am lăsat camioanele, mașinile, remorcile. Dar aia e, fiecare început are și un sfârșit. Și sfârșitul este astăzi. A fost frumos. Care e norocul meu că am greșit harta, direcția. A. Că ajung mai repede la asfalt. Da. Aici acolo nu merge chiar așa mult, dar... Nu, dar trebuia să... Am întors camionul și mi-a fost țilă să mă chinui iar din 10.000 de întoarceri. Da. Manevre să fac întoarcere, să ies. Am greșit de când am intrat, că dacă stăteam și coboram pe partea ailaltă, urcam pe lângă pod și ajungeam, da? Băieți, am scăpat și de remorca aia scârboasă de episoadele trecute, pe care am avut-o și episodul trecut, aia de metal, de fier, de ce vreți voi să-i spuneți. Foarte scârboasă, că e foarte grea și nu era pentru misiunile noastre. Am luat una normală, am pus cargo containerele pe ea, ne-a rămas și un slot liber. Și aceste cargo containere nu sunt atât de grele, se cunoaște și din tracțiune, are mult mai multă tracțiune deriul. Oricum mergem pe asfalt, marea majoritate a drumului. Nu prea o să avem noi probleme atât de mari să rămânem în potmoliți. Dar așa de final, am zis să luăm tot deriul, că ne-a servit bine pe această hartă. Aș fi luat și eu Western Star-ul, să merg la fel ca Florin, dar de fapt stai că Florin nu mai are Western Star-ul, acum are tot derii. Păi uite, acum mergem ca frații, că tu ai derii, eu derii, vezi? Numai diferența de numere la ele. Tu ai și skin pe ăla, eu nu am skin pe ăsta. Patern, da, știi așa cât mă ajută skin-ul ăla? Ai și roți de axă din aia care se lasă, se urcă, se... Mai bine o dădeau jos de tot. E mult mai șmecher ăla. Vrei să te aștept în vârful dealului? Stai, eu nu ajung pe acolo. Doar când treci pe White Valley poți să mă aștepți. Eu intru pe partea cealaltă, da, pe White Valley. Da, te aștept în cobor. Da, corect. Dacă n-ai trecut în White Valley, acolo la ghetoi poți să te oprești și mă aștepți și pe mine, că eu vin pe partea pe celălalt ghetoi care l-am deblocat atunci. Era... Dar nu mă aștepți pe urce asta. Eu sunt prin dreptul garajului pe la Northport acum. Mai am încă vreo jumătate de hartă. Eu acum trec dincolo. La mine mai am că e drumul lung. Am trecut pe White Valley. Valea Albă. Da. Da, deci băieți, acum o să urmeze un live. Acum nu știu când o să fac live-ul, cu siguranță o să dureze până o să mai fac eu live-ul respectiv de SnowRunner, în care o să trecem pe Taimir și o să explorăm prima hartă de pe Taimir. Știți foarte bine că explorarea hărților o fac pe live-uri. Probabil o să joc singur atunci, pentru că o să fie un live dedicat mai mult SnowRunner-ului. Și dacă am jucat împreună cu cineva, am explorat foarte repede în doi.
dar în principal o să o explorez singur prima harta. Acum o să vedem când și cum intrați pe grupul de Discord dacă vreți să fiți notificați, să aveți mesaj, să aveți notificare, să știți exact când facem live-uri și așa mai departe. Aveți grupul de Discord în descriere. Iar pentru cei care... Mă schimb, este un la... Pentru ceilalți... Zic skin-ul la... Ce-i cu skin-ul? Zi, gata. Nu, ziceam, voiam să zic cu siguranță că nu o să postez eu acest videoclip. Live-ul este deja făcut și v-aș ruga să intrați în rubrica de live-uri și să vă uitați la el. Pentru cei care sunteți împătimiți de Snorana și vreți să vedeți continuarea, pentru că o facem episodic, nu sărim misiuni, nu sărim dintr-o parte în alta, și să intrați în rubrica de live-uri. Cu siguranță 100% live-ul este deja făcut când o să postez eu acest episod. Zia cu deschin. Este un elan? Un elan, da, eu am zis un cerb lopătar, parcă pe la episod trecut. În Alaska nu prea sunt cerb lopătar. Cerb lopătar, da. Dar dacă vrei, duce-mi și cerb lopătar. Dar asta, fii atent, are două uși diferite. Ușa pe stânga are geamul de la șofer care mi-a adormit așteptându-te. Așa repede a dormit. În dreapta are și unul în geamul la picioare. Uh-huh. Stă băiatul cu capul sprijinit într-o parte. Ai văzut ce ghiul are pe mână? Sau n-ai observat chestia asta? N-am observat. Ia să te conduci puțin din interior și când virezi o să vezi ce ghiul are la mână. De aur. Oh. Hai băieți, să ne facem și noi traseul acum. Țigani. Are dita mai ghiulul, da? O să ne despărțim aici de Florin și o să mergem pe aici, băieți. O să încercăm și ruta asta, că n-am fost. Ai și de intrat? Aici să plecăm. Da. Acum vin spre tine și după o să ne despărțim după pod iar. Da, eu trebuie să mă duc la factory. O ajungi imediat, da. Ia uitați și pe Florin, băieți, aici cu dita mai camionul. Ce claxon are ăla? Nu-mi place. Tot mai frumos e ăsta. Ia ce claxon are. Mai de camion așa asta. Sau poate la tine se aude diferit. Dar nu ți-l aud deloc, Falco. Nu l-ai auzit deloc? Ai, mai tare calme. Mai tare, da? Acum l-am auzit. E mai de camion. Asta e răgușit. Da, l-a zis că e de mașină normală. A băut apă rece și de. Flonul să termine înaintea noastră, băieți, pentru că el trebuie să ajungă doar la Factory să lase cele două cumplițleburi. Sincer, nu știu de ce puteau să pună un cumplițlebur la Factory și unul în altă parte. Nu știu de ce le-a pus în aceeași zonă. Iarăși o greșeală din punctul meu de vedere. Puteau să... Aoleu! Iar puteți să duci... Sunt două locuri. Da, putea să duc, uite, spre exemplu, la Somil, că e și greu de ajuns acolo. Nu prea au făcut misiuni pe partea aia grea acolo. Acolo chiar era greu drumul cu noroiul ăla. Puteau să pună ceva și la Somil să duci. Nu neapărat concret slab, dar ceva acolo să duci și prin zona aia, prin pădure. Era fascinant acolo. Da, e frumoasă zona, e grea față de aici. Pe aici e doar asfalt, nu e așa complicat. Mai ales fac și eu ca tine, dacă înveți niște rute bune, nu ai probleme. Dar era să răstor remorca mai devreme. Ne luăm la revedere și de la Somilul ăsta, băieți. Ajungem imediat la Oil Rig Service Side, de unde am luat atunci remorca aia gigantică. Cine dacă a vând remorcile astea, banii intră la tine sau la mine? Intră la amândoi. Că astea sunt remorcile tale, nu de alta. Intră la amândoi. Dacă termin, poți să duci niște remorci acolo să le vinzi. Păi sunt două remorci aici și o să le las. Să te duci spre garaj. Că nu mai am ce să fac cu ele, eu leagă-le cu winch-ul, trage-le. Dai Trailer Story lângă mine. A, sau da. N-am ce să mai fac cu ele, dacă îți dai seama. Dacă mai ai pe acolo remorci la fel, pe lângă, poți să te duci să le iei, să le... pe lângă garaj, dacă mai vezi niște remorci, chiar dacă sunt mai departe, că la mine mai durează puțin. Dacă am ajuns în noile rigi. Da, eu am lăsat alea și să-ți las remorci. Am mort-o. Nu pot să le vând. De ce? You can't sell trailer. Nu pot să vând remorca altui player. Ah, n-are nimic. Le coleg una de alta și le trag până la garaj. Eu cu plec de aici din
pleci spre aerodrom. Hai, mă, faci și tu dreapta. Ia uite, păi și Marshall-ul aici. Foarte bun Marshall-ul ăsta. Foarte bun e mașina asta de explorat. Eu probabil cu asta o să explorez pe Taimir. Da, trebuie una care o ai upgrade-urile la ea ca lume. Eu am, are rezervorul mic, dar nu e problemă, mie îmi place Marshall-ul ăsta. L-am condus puțin pe aici, pe Alaska, și are o putere mamă. Nu știu dacă l-ai condus. Da, trebuie o mașină puternică. Aici ce era, băieți, ce da, canul ăla 39. Nu știam care mai e Marshall-ul. Canul 39. Da. Am ajuns la garaj deja, băieți. Ai ajuns la garaj? Da, fac dreapta spre aerodrom. Dar mă duc direct prin garaj. Eu mă chinui să întorc. Trec prin garaj, mă duc pe scurtătură, eu nu mă duc pe drum. Acum am intrat în garaj. În zona de garaj. Deci două hărți au avut garaj, două hărți n-au avut garaj. Deci nu pot să leg o remorcă, tu te-ai ta pe gheață, plec cu asta doar. De ce nu merge? Da, nu, ți le las aici, că e trailer story și îți lași și Daryl. Și le a, poți tu acolo, vinde. Da. Nu prea am vândut eu remorci, dar... Asta rup și o gardă pe aici. Și am ajuns și pe aeroport. Foarte bun, Daryl. Chiar am ajuns foarte repede, băieți. Am reușit să terminăm și ultima misiune principală de pe Alaska, băieți. Blackbird terminat, Morrison Mining terminat, GR Enterprise terminat. Filmăm de 12 minute, ne-am mișcat mult prea repede din punctul meu de vedere. Oleu, chiar foarte repede. Trebuia să mă prefac și eu că mă mai răstor, mai rămân blocat, mai o treabă, mai o chestie. Le răstorni-o camionul să vii să mă ridici. Ia da să mă pun în deriu ăsta, că ai sky tu de vândut pe aici remorcea. Sunt două remorci acolo. Ia să ne băgăm aici să vedem. Și unde e asta? Care e asta? Că nu mai știu. Asta e? Nu e asta. Trebuie să-mi apară semnul ăla, parcă da, uite aici. Nu prea vând eu remorci. Cel. Și hai să o cuplăm și pe cealaltă, băieți. Mamă, dar deloc nu virează camionul ăsta. El așa deci e frumos, dar... El e frumos așa, roțile mari, duble pe spate. Dar nu virează. Ia uite. Doamne ferească, mă, sfântul. Să cuplăm și remorci. Aici mai ai remorci. Unde? Pe harta asta, pe Pedro Bay. Și ine mai le vinde și pe alea, gata. Ai vânt pe astea, că erau aici. Nu știu cum au ajuns astea două să rămână fix aici amândouă. A, dar cu una ai venit tu, de fapt, nu? Una ți-am adus eu acum, aia platformă. Iar ailaltă roșie era acolo. Să vinde și pe asta roșie. Bun. Băieți, o să trebuiască să fac eu curățenie off-camera. De pe toate hărțile, să string toate mașinile, camioanele și așa mai departe. Remorcele nu mai stau să le vând. Nu are rost să mai stăm să le vindem. Văd că Florin se plimbă pe aici, pe Pedro Bay. Și așa la revedere de la Alaska. Noi o să ne vedem pe un live, cum v-am zis, live-ul probabil deja este făcut, să vă uitați acolo în rubrica de live-uri. O să fac eu curățenie pe toate hărțile și noi data viitoare pe următorul episod o să ne găsim pe Taimir, pe Drowning Lands, prima hartă de pe Taimir, băieți. Facem așa un mic preview, avem 3 watchtower-e doar că sunt foarte depărtate unul de celălalt și sunt destul de greuțe două dintre ele. Asta știu că e mai ușurel, dar astea două sunt mai greuțe. Și harta e foarte mare, deci o să dureze ceva până ajungem la ele. Pe aici, prin pădurea asta, e foarte greu, știu și eu că am ceva experiență. O să fie interesant, o să avem misiuni noi, transporturi noi, o să folosim pentru prima dată detectorul de seismic, sau cum se numește. Da. O să fie o adevărată aventură și pe Taimir, băieți, 4 hărți interesante, grele, Drowning Lands, Rift, Quarry și Zimergorsk. Noi ne vedem data viitoare, nu uitați de like dacă vreți să vedeți și Taimirul. Aveți grijă de voi și numai bine. Pa, pa!